Salutare, prieteni! De data aceasta voi vorbi despre Olga. Olga, să știi că nu am uitat momentele frumoase petrecute împreună aici în București și drept dovadă păstrez ceasul în continuare, cel mai frumos cadou pe care l-am primit de la tine. Sper că ești bine, că nu sunt probleme. Am observat că mai intri pe TikTok foarte bine, dacă iese banul, sau poate tu nu faci chestia asta pentru bani. Nu ai făcut nici YouTube așa, adică ce te-a mai încurajat eu, dar sfatul meu este să te apuci în continuare de YouTube, Olga, pentru că o să-ți pierzi din experiență și din formă, ca să spun așa, normal. Uite ce frumos e aici, dacă erai și tu acum, ieșem amândoi la un picnic împreună, ca prieteni. Părerea mea este că dacă e bine acolo unde ești, rămâi în continuare, dacă nu e bine, vino acasă. Oricum, viață cu patroana nu vei avea, cu siguranță. Nu știu de ce se poartă așa cu toată lumea, se poartă urât cu mine, și cu Mihaela, cu Ion, mă gândesc că și cu Alin, dar nu prea-i merge. Alin îi taie craca de sub picioare, că dacă nu-l are pe Alin, nu mai are cum să mai facă YouTube. Alin o ajută la editări, la postări, la chestii, la subiecte. Ea ce să știe? Ea, patroana, ce știți că face? Ce știe ea să facă, mai bine zis? Se duce și se dă în leagăne de copii. Asta știe patroana. Filmează, uite leagănul meu, uite leagănul tău, se dă în carusel. O să fac eu filmare și acolo unde s-a dus ea să dea mintea copiilor, pe bune? Ce filmări sunt alea, patroană? Habar n-ai de filmări. Bă, că iar vorbești despre mine și pe vlogul lui Leo și pe al tău. E bine, patroană, că vorbim unii de alții, dar hai să vorbim frumos. Nu mai vorbi aiurea, vorbește lucrurile frumoase pe care le-am făcut, că n-am făcut lucruri urâte. Pe bune, eu te ajut în continuare. Cu ce vrei, mata, te ajut. Cerem și-ți voi da. Sună-mă și-ți voi răspunde. Pe bune acum. Am spus să lăsăm dușmania. Că toți spuneți că sunteți credincioase, că vă duceți la biserică. Dacă toți spuneți lucrurile astea și le faceți, puteți să vorbiți mai altfel. O să vă judece lumea că vorbiți aiurea despre ăla. Ați văzut că am și eu susținători. Eu zic susținător, nu fan, cum zici, mata. Susținător, da? Oameni care apreciază. Mai sunt și oameni care, uite, de exemplu, era cineva care comenta foarte frumos la adresa mea. Tot timpul, salut Cristi, nu știu ce, mă pupa peste tot, ca să zic așa. Și dintr-o dată a luat o raznă. N-am mai stat la discuții, să stau să mai răspund. Dacă tu ești frustrat și nu-ți vezi de treaba ta, te blochezi cât ai clipi, pe bune acum. Nu sunt obligat să stau să răspund unor frustrați care duc vorba de colo-colo. Bă, nu rezolvați nimica că duceți vorba de colo-colo, că nu vă bagă nimeni în seamă. Eu v-am răspuns de fiecare dată la toate comentariile și mă duc și în urmă, unde nu mi-apar comentariile voastre, mă duc și le caut și încerc să vă răspund. Pe bune, mi-au din timpul meu să răspund. Am răspuns și la comentarii nefavorabile, dar dacă nu înțelegi și tot continui să mă jignești, să nu știu ce, eu ce pot să fac? Să citesc comentariile așa, aiurea, când vorbește aiurea la adresa mea, nu, te blochezi pur și simplu, nu mai stau la discuții. O dăm tot timpul în vizualizări, nu știu ce, nu mai vă uitați, măi, oameni buni, dacă mă criticați. Hai, ok, zici, bă, Cristi, n-ai făcut bine aia, nu știu ce, ok, dar nu să mă jignești. Până la jignire, dar mai jignit, te-am închis și gata. Eu nu pun la suflet
răutățile oamenilor și jignirile. Poți să mă înjuri tu de familie, de nepoți, de mamă, de tată, de ce vrei tu, poți să mă înjuri și de morți. Eu nu pun la, cum să zic, nu pun la suflet chestiile astea, că pe mine mă doare undeva că spui tu un străin chestii urâte despre mine. Și eu nu o să mă apuc să zic la rândul meu aceleași lucruri. Dar te fac așa cum ești. Dacă scrii agramat, ești agramat, zicea una anagramat, că sunt anagramată. Ok, tu ești agramată, da? Eu sunt anagramat, nu există cuvântul ăsta, da? Ai vrut să spui agramat, dar e greu cu mine, mă, n-ai cum să spui tu mie așa ceva vreodată. Da, așa din frustrarea voastră, din imbecilitatea voastră, normal că scoateți chestii de-astea ca să mă scoateți pe mine din sărite, dar n-aveți nicio șansă, măi, fraților, n-aveți. Încercați altceva. Nu vă mai uitați la mine și gata, dacă nu mă suportați, că sunt multe persoane care au spus, sau câteva persoane care spuneți că nu suportă fața ta, că e enervabilă. Păi și altă față n-am. Dacă mă apreciai, nu mai spuneai așa ceva. Sau dacă m-ai fi cunoscut în realitate, n-ai mai fi spus lucrurile astea. Uite, stai cu patroana o zi, două. Stai cu ea închisă în casă, să vezi dacă rezici cu patroana. Rezici cu mine sau cu patroana, hai să vedem. Eu aș vrea să socializăm, poate să ne și întâlnim, să ne cunoaștem. De ce nu? Să ne facem prieteni. Măcar, na, cunoștințe, că prietenii, cam greu să ai prieteni în ziua de azi. V-am spus, prietenul meu numărul 1, number 1, este Leo. Și nu o să-mi închidă mie gura absolut nimeni să nu mai vorbesc despre Leo. Vorbesc. Să spună el față în față, Cristi, băi, nu mai vorbi despre mine. Nu o să spună Leo în viața lui așa ceva. Vă spun eu. Îi știe ce fel de prieten sunt și gata. Acum că facem subiecte, că vorbim unul de altul, că lătrăm nu știu pe unde, că latră ăla, că latră nu știu cine. E normal să vorbesc, patroană, și de mata, și de cine vreau eu. E libertate, e democrație, nu înjur, nu jignesc. Dar trebuie să spun și ce fel de persoană ești, mata, dacă te comporți așa cu cineva care ți-a făcut un bine. Că mi-aduc aminte că ai spus că, la un moment dat ai spus că, Cristi, când a făcut eu binele ăla acum o săptămână, și știi pentru cine a făcut binele ăla, pentru Leo, da? Ai spus acum o săptămână, că am venit la mata atunci la apartament și ai spus, Cristi, nu o să uit niciodată binele pe care l-ai făcut băiatului meu. Asta de ce nu o spui, patroană? De ce nu o spui? S-o spui? N-ai curaj să spui chestia asta. Vrei să o spun eu? Păi nu-i frumos să mă judeci că am făcut, că te-am urmărit, unde te-am urmărit, bre? E și vreo mare personalitate să te urmăresc. Am spus, am respect față de mata, că ești mama lui Leo. Dar dacă vorbești la adresa mea, tot timpul vorbești aiurea, ți-o dau. Facem tenis, ping-pong. Ca să știi și mata. Eu zic, ce mai bine să ne înțelegem. Dar nu știu, n-am cu cine să mă înțeleg, că văd că una vorbim și alta facem. Am vorbit noi că să facem lucruri frumoase, de ce să le facem urâte? Ai văzut că mai se uită și la mine câteva mii de oameni la o filmare și gata. Invidia cea mare. Hai, patrone, că nu ți-am luat pâinea de la gură. Pâinea de la gură nu ți-am luat-o eu. Pâinea de la gură ți-a luat-o cei din Strehaia, ca să știi. Aia ți-au luat-o, da. Pentru că vă spun și de ce. Atunci când voi nu făceați filmări, că nu puteați, erați ocupați cu problemele cu Leo, ei făceau filmări fiecare zi și n-a mai avut lumea la cine să se uite, că voi nu mai făceați. E, da, aia e greșeala voastră, nu e greșeala mea. Da? Nu mai fiți invidioși pe mine. Și să vă gândiți și la banii care i-am luat eu. Zici că cine știe ce bani am luat? Păi spune mata ce bani e, că eu știu. Eu știu ce bani e mata, dar nu mă apuc să vorbesc. Spune-le la fani ce bani e mata pe lună. Că dacă aș ști, dar n-ai vorbit aiurea la adresa mea. Da? Și foarte bine că eu nu sunt invidios. Poți să iei și 5.000 de euro pe lună. Foarte bine, ia. Dacă se poate, de ce să nu iei? Eu nu sunt invidios și nu-și cer nimic. Vorbește despre mine în fiecare zi, că nu mă deranjează. Dar vorbește lucrurilor pe nume și lucruri frumoase care le-am făcut. Atâta că te-am urmărit, că nu știu ce, nu. Au fost coincidențe.
atunci când te-am văzut vis-a-vis, am venit la mata, am venit repede cu camera, ai zis nu mai filma, mi-a căzut fisa, târziu mi-a căzut, bă, de ce venea patronul aici? Că m-ai păcălit, m-ai mințit. Deci tu m-ai mințit pe mine, eu n-am mințit cu nimic. Eu când am spus că am vorbit și am făcut și am tres, aia a fost. Pe bune. Eu acum știu unde sunteți voi. Și ce, vin după voi acum? Am fost ieri, că știam că sunteți acolo, am venit de la cumpărături și am zis, mă, să vin la voi, că nu știam că sunteți supărați pe mine. De ce să fii supărați pe mine? Alin, că nu mai vrea să se lupte cu mine în gală sau ce? Hmm? Am vorbit ieri cu el și a spus că o să sune acolo, să ne scriem pentru gală, pentru că eu vreau în continuare să ne luptăm. Păi da, hai să scoatem răutatea din noi. Dar în ring, așa e ok. Acestea fiind spuse, ce să mai zic, o să vă uitați și la filmarea pe care am făcut-o acum două zile, nu mai spun despre cine, ce și cum. Și voi vorbi în continuare despre Alin un an de zile, despre patroana un an de zile, dar nu voi jigni. Voi vorbi așa cum trebuie să vorbim. Și patroana încă ceva, reclama bună, proastă, că vorbești de unul de altul, prost sau rău, sau bine, e reclamă, patroana. Deci, mă, tam, faci reclamă în continuare, cum și eu îți fac reclamă. Deci, cum să zic, eu îți fac mata, mie faci mata, da? Ar trebui să ne bucurăm de lucrurile astea, nu? Ne facem reclamă, patroană. Eu ție, tu mie. Păi nu? Hai, lasă răutatea și revină-ți la normal și ia-ți pastilele să nu mai ai probleme cu sănătatea și ca să nu mai pomenesc că m-am dus atunci când ai avut probleme la spital, mi-am luat și amendă. Ce mai contează acum? Hai, noi să fim sănătoși și la pungă groși și nu mă urâți, că mie îmi place oricum să fac filmări și dacă le fac despre voi și dacă le fac despre mine, le fac. Da? Sunt îndreptățit să fac filmări și despre voi. Atâta timp cât ai vorbit despre mine, nu ai vorbit doar o singură dată, ai vorbit de N ori despre mine, atunci așteaptă-te că eu nu o să mă opresc, poți să faci mata plângeri penale de care vrei mata, că nu o să câștigi nimic. Da, hai că cam atât, dacă văd că vin bicicliști aici și nu vreau să încurc pe nimeni. Hai, bam, bam. Ar trebui să ții la mine când mă duc să mă relaxez. Dar tu cum n-aș revenit așa singur, poate de-a velele. Lumina a plecat, frate meu e în spital, patroana e bolnavă, Alin e singur, Cătăr e singur acasă, bă, cu altul, ziceam, Darius e răcit. Ce treaba mea cu Alin? Domnul a plecat în Cruj cu aia, cu orgatul, cu menajeră, nu mai are copii, menajeră, nu mai are nimic copii, e singur. Ce treaba mea cu Alin, ce treaba mea cu Tomi, ce treaba mea cu patroana, că nu mai vrea să fie nașa mea? Ce mă interesează pe mine? Înseamnă că tu nu ești prieten adevărat, nu ești prieten cu Alin. Numai dacă ai tu probleme, eu pe tine vreau să te ajut. Alin, bă, tu ești prieten. Mă, nu că nu pe Alin în telenovela noastră. Ce faci cu poța? Alin, nepotul meu, viața mea, sufletul meu, Alin. Trebuie să stăm în grila. Alin, ne-am bărligat la patroană, tu mi-ai răspuns. Lasă, că ești eros, că tu... Ești eros, mama? Că tu n-ai sunat, n-ai răspuns ieri, mă, tu și Alin. Păi, de ce n-ai răspuns? Ce s-a supărat? Alin. Când a văzut că eu supăr... Am văzut tot timpul pe filmările lor, Cristi, unde ți-e bărbatul, Cristi? Tot timpul vorbește de... O să le închidem canalele și noi. De ce? De ce eu vorbesc de noi? Dar nu mai vorbi de asta, stai de fapt, nu mai fii supărat, da? Hai, trece, ștergem totul cu burete, tot ce s-a întâmplat. Da. O luăm de la capăt? Da, poate mamă. Palma, pute eu să o vedem. O, ce mână fină ai. Da, mă, lasă-mă, Cristi. O, doamne, deci, să pun o dorință, primul cadou. De la Olga. Da. Ia alte câini. Ah! Întotdeauna mi-am dorit așa. Un ceas din aur? Da, ți-ai dorit? Arată-și tu la prieteni că... Să arătăm un pic la prieteni. Îi pui și mie la mână? Vedeți? La ce mână se pune? La stânga sau la dreapta? La mână asta, nu? Da. Asta. Hai, cum tu am eu, nu? Da. Aia. Mamă, nu vreau să cred. Mamă. Să știi că așa se pune. Uite, din aur? Da. Dar, nu, nu dar poți, cum dar... te-i ting? Că n-am voie să te ting. Dar cum poți să... Nu pot, e din aur? Da. Și cât costă asta? Cât costă? Nu contează banii.
Nu contează, dar nu pot să accept. Că faci și inelul. Bine, ok. Îți mulțumesc. Dar cum să nu te ating? Nu mă ating. Voie, că mă înjur. Nu mă. Și atra mă pune să, să mă înjur dacă te ating. Nu mă ating. Nu mă ating. Uite, așa. Așa, să nu te ating. Așa, de te așa, așa, așa. Așa să mă închid. Olu, m-ai atins acum. Nu te-am atins. Nu? Dar arăt. Mă, stai așa. Wow.